Daniel ajunge acasă mirosind a parfum de damă și cu cămașa pătată de ruj. Nu e o problemă pentru că oricum nu plănuia să ascundă nimic. De unde vii tu acum? Eu de unde vin nu m-ai enervat nici să nu vorbești cu mine. De la păsărică vin, da? Care-i problema? De da? Unde? De la femeie? Da, pentru ce a venit domnișoara? Pentru că eu am chemat-o. Pentru ce ai chemat? Păi nu, se vede că avem probleme în căsnicia asta. Să-i spui ce faci sau ce? Să-i spunem ce păi faci. Cum să chem? M-ai întrebat pe mine? Păi de ce să... Duceți-mă, mă, dar lăsați-mă, păi care-i problema ta? Păi care-i problema? Tu ai o problemă, ce? Eu nu am probleme. Eu n-am probleme, ce eu am probleme? Da, eu n-am probleme, eu am probleme cu tine. De ce ai probleme? Din cauza ta am probleme. Hai, așa să te știu, să stăm deci puțin de vorbă, dacă se poate. Datorită dumneavoastră, că sunteți aici, dar dacă nu era dumneavoastră, nu știu ce-i făceam. Deci Jotara a spus că voi de 2 ani nu mai aveți relații intime. Nu, și asta din cauza ei. Păi ea nu știe, ea nu știe să mă păstreze, să mă țină lângă ea. Ea pentru mine nu-i femeie. Cum nu știe? Păi da. Cel puțin, în primul rând, în pat. Nu mai vorbim de celelalte lucruri. Bun, am înțeles că de 2 ani relațiile personale, intime, între voi nu mai există. Da, și obligat că mă duc la femei. Decât să stau cu ea să ne spargem capetele, să ne omorăm aici. Pentru mine nu mai e nimic. E păi ce neînțelegeri din cauza cui? Păi tu n-ai cealaltă femei. De ce eu ce am? Păi tocmai că n-ai. Păi eu sunt stăpă casă aici. Nu ai și am fost stăpă casă întotdeauna. Ce n-am gesturi? Nu ești atrăgător, tu ești rece. Întotdeauna am fost nerespectată și... de tine. N-ai știu cum să apreciezi. Nu te-a respectat eu? Ba da, ai avut un complex de inferioritate tu, faptul că eu aveam și trăiam și în... Și care problemă? Ești femeie, dă-te. Păi de ce? Da, trebuie să stai... Adică toată lumea mă respectă și tu nu știi să mă respect. Geta este, cum spune și ea, stâlpul casei. Ea aduce banii, ea este garanția că mâine vor avea ce mânca. Practic, ea este bărbatul în casă. Până una alta, Daniel a reușit doar să bea banii de porc. Totdeauna eu m-am descurcat. Dar de unde dracu te-ai cu 7 milioane salari? 7 milioane? Păi de ce? Dacă ești un om care știi să economisești, ajungi și te... Tu ai economisit? Deci de multe luni încerc să-i pun deoparte. Ce bani faci tu? Ce bani pentru porc? De ce nu spui unde sunt banii de porc? Că iau eu porc în gura de porc. De unde i-ai băut? Iau eu! I-ai băut cu prietenii și cu... Stai, 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 stai puțin, să înțeleg că niște bani s-au cheltuit? Da, domnișoară, și destui de mult, 10 milioane! Ce, aveai bani ca să... Aveam bani să cumpăr porc pentru Crăciun, pentru... Păi i-a băut! I-a băut nenorocitul! Eu i-am luat banii să fac altceva cu ei și între timp v-am... Da, m-am dus la om acasă și m-ai făcut de râs. Așa. M-ai făcut de râs. Păi ce te-am făcut? Dar așteptam să... Dar ce face familia ta? Eu le iau porc eu la familie. De unde iei tu bani? Eu, uite, eu îți garantez că eu iau porc. De unde iei tu bani? Cine... Cine îți... Dacă ți-aduc porc eu acasă, da? Dă-te-n... Mă, te mă duc și ți-aduc porc acasă. Hai să vedem dacă ești în stare. Eu ți-aduc porc acasă. Și să te mai auzi vorbim. Tu mă, că-ți duc fața aia. Da, da, hai, ieși afară și vezi. Ieși afară și ți-aduc porc eu. Să vedem de unde. Ba, dacă eu spui că ți-aduc porc, mă, uitați. Cine îți dă ție? Du-te, mă, dacă eu ți-aduc porc, tu zici că ți-aduc porc. Hai să vedem. Chiar merge și poate... vedem. De ce eu aduc porc? Hai să vedem. Nu cred, domnișoară. Nu, păi tu nu crezi. Tu, ce să crezi? Eu mă duc cu Dan. Da, ce nu mergeți, crezi? Chiar vă rog. Și chiar sunt curioasă și eu să văd dacă... De ce eu? Apare porcul. Păi, dar nu cred că el știu ce... Ce nu crezi? Păi dați de monster. Eu... M-a făcut de râs. Păi a fost de fală vreodată, Păi de ce? Atâtea milioane, tu te gândești? Ești o panaram. Hai, Dan, nu mai vorbi așa urât. Mă, hai, să mergem, da. Hai să mergem, hai să mergem. Mergem și eu vă demonstrez că aduc porc. Nimeni nu știe pe ce se bazează Daniel când promite porcul. S-ar putea ca nici el să nu fie prea convins de șansele sale de reușită. Ia, păune! Băi, omule! Ești acasă, vrei? Bună ziua! Sunt acasă, bună ziua! Hai să trăiești, moșulică, ce faci? Să trăiești, uite, mai stau pe niciodată. Băi, ma ta mai avea niște porci de vânzare. Veniți și vede, uite, ăștia sunt. Păi, iau ce frumoși. Uite, dă-mi-l pe ăla de acum. Ăla 7 milioane. Cât, bre? 7 milioane. Aoleu, de așa, 7 milioane? Da. Bre, aia vrea 6 milioane. Da, domne, 6 milioane, jumate, uite, ți-am lăsat destul de bine, ți l-am lăsat. Da. Lasă-mă și pe mine. Cu ce să te... Vreo 2 săptămâni până iau și eu bani. Cu? Îți dau banii, dar peste 2 săptămâni. Eu Maria, nu vreau pe datorie. El cum decide, dar eu nu vreau. Băi, n-auzi. Hai să vă spui că n-a, suntem cu amândoi vorbesc, că da, amândoi sunt. Eu am avut niște bani și trebuia să iau un porc în altă parte, nu l-am mai luat. Și m-am certat cu femeia rău de tot. M-am certat cu ea să am ajuns să ne despărțim din cauza la un porc. Și eu i-am promis că
că duc porcul acasă ca să scap și eu de certa asta, că m-am certat cu ea să ajung la divorț. Și eu îți dau banii, vreau, că eu nu... Îl ajutăm cu treaba asta. Argumentul lui Daniel este surprinzător, mai ales că el își dorește de fapt divorțul. Oricum, aducerea Getei în discuție îndulcește negocierea. Pentru Getuța, soția lui. Așa. Pentru ea să zic de acord, să îl dea, că e mai bună ca el. Numai să ai cuvânt de om, să nu mă înșeli. Eu nu să te... fac și pe asta. Nu vrei, eu ți-aduc banii, vrei, nici nu mă gândesc. Uite, e și soția, mai și doamna... Păi eu n-am cuvânt, bre, ce naiba, bre. Dane, dacă n-aduci banii, ai încurcat-o, că ai și martor pe cameră și ești filmat, Eu garantez cu martori. Porcul nu este la fel de fericit ca Daniel, dar până la urmă este nevoit să se supună deciziei stăpânilor. Bă, așa mă, dacă stai tu cu el acolo, așa stă. Dă-te la o parte, Mata. Miroasă și el să... Dă-te, Mata. Miroasă unde este acolo, băgat. Gata, bă, frate. Hai, sănătate. Vă mulțumim că l-ați ajutat să nu divorțeze deocamdată. Vă aduc eu bani. Ha. Mașina lui Daniel pornește spre casă, lăsând în urma ei o dâră de grohăituri nostalgice ale porcului. E ușor să găsim pretexte. Dăm vina pe absolut orice. Că nu merge căsnicia, că divorțăm. Un pretext poate fi și un porc. Dar dacă avem curajul și responsabilitatea să ne uităm în interiorul nostru și la relația pe care o avem, vom descoperi că pretextele de fapt nu contează. Acasă, Geta ar trebui să fie încântată. Doar soțul ei și-a respectat promisiunea. Ei bine, nu prea e. Hai, spune, dragă, cum ai cumpărat porcul ăla? Ce? Cum l-am cumpărat? Cum l-ai cumpărat? Te-ai dat banii omului? Ți-am adus porc acasă? Ai făcut ce ai făcut ieri la omul la păpătătură? Că trebuia să te duci tu să cumperi porci, eu cumpăr porci, nu tu. Cine cumpără? Femeia porc? Nu se duce la porci, eu mă păi duc de ce? Măi, am urât, le spune, cum ai dat, cum ai plătit porcul ăla? I-ai dat omului banii sau... Nu, i-am luat pe datorii. Păi cum, mă, nu ți-am plătit datorile toată viața? Și pe asta trebuie să-ți plătesc? Doamna aici... Îl plătesc în rate întâi. Eu mi-am luat angajamentul că în 2 săptămâni dau bani. Măi, amărâtule, faci ce ai făcut la omul la bătătură? Vine omul la mine la poartă să-i dau banii. Eu cu ce vine la tine? La mine vin. Păi tu n-ai văzut ce ai făcut ieri? Ce-am făcut ieri? Ce ai făcut? Ce-ai făcut tu ieri că ai venit după mine acolo? Tu te păi duci să negociezi? Păi dacă nu ești în stare, tu m-am dus eu. Ce să? Eu era, nu eram în stare? Păi de ce? Că uite, vine Crăciunul și trebuie să le pui la copii pe masă. Uite că eu am cumpărat porc. Păi aia, te-ai dus și l-ai cumpărat tu, ca să-l plătesc eu. Ia să-l faci tu, să vedem cum îl faci. Îl fac eu, că așa am făcut întotdeauna. Eu acum nu mai înțeleg ceva. Tu ai vrut porc. Erai supărată că s-au cheltuit banii de porc, că nu mai e porc, că nu aveți porc de sărbători. Acum a rezolvat și a luat porcul. Dar l-a luat pe datorie, iarăși, cine plătește datoriile? Eu le-am plătit toată viața. Așa e, Dane? Așa e, nu e așa, avem porc în curte să... Păi avem porc cu în curte, dar trebuie să stai liniștit. În fine, cu strâmbături din nas din partea amândurora, pregătirile pentru sacrificarea porcului încep. Ai ajutat și pe mine să pun ăla sus, că m-am chinuit? Păi și ce ne-ai zis tu că faci treaba singur? Singur fac? Păi singur trebuie să faci. Adun coace, apă, că știi ce să faci la porc aici? Să mă șterg și eu, să mă spăl? Toată viața mea, uite, așa am fost, ca proștie, uite. Da, da, ia și fă-ți treaba singur. Fac treaba? Da. Ce ia spune și tu, asta? Cât ai dat pe porcul ăla? Bani. Păi spune și mie, câte milioane ai dat? 6 milioane jumate. 6 milioane jumate pe ăla? Ce e ăla? Păi tu nu vezi, mă, cât e de mic? Păi tu, ce negocia tu ăla, 10 milioane? Păi da, ăla era porc, era cât mai porc, ce faci tu cu ăla? Da, era după tine, luai pe ăla, prostă. Păi ăla nu e bun de nimic, că mă, că e mic. Are numai carne, e mic, e mic, uite cât e de mic. E un amărât de porc cu atâția bani. Amărât de porc? Da, da. Ai știut să profiți întotdeauna de... A venit Crăciunul, un porc, să face și el cu familia, cu... Ar fier și tu o cană de țuică, așa să face la porc. Păi cu cui să-i fier? Numai păi ce, să-ți fier țuică și pe urmă să nu mai iei, să-l lași pe bătătură să pleci? Așa se face, să bea un pahar de țuică. Să bea un pahar de țuică? Păi tu nu ești de un pahar aici de țuică. Aici ala, să-l faci tu. Ia, pune mâna și fă-ți-l. Să mi-l fac, e al meu, a? Da. Ce-mi face acum? Așa mi-a făcut de când am luat-o. Că e Crăciun, că e Paște, să tai un mel, ia habar, are ce că n-aduc eu și nu fac eu. Și când l-aduc tot singur, îl fac, ea a plecat. Ea s-a dus și m-a lăsat pe mine aici, să toarne și mie apă, să... Nu știu, ce părere ați dumneavoastră, că eu nu știu ce-ți mai fac cu femeia asta. Eu chiar nu știu, îmi vine să-l iau, să-l arunc, să-l dau la câini. Deci nu mai mă trage inima să-l fac eu pe ăsta. Da, așa s-a întâmplat mereu. Mereu, dar... așa. Ia habar are ca femeie păi să facă treburile astea. Păi bine, măi, băiatule, tu ești de o țuică, vrei să-l lași aici pe bătătură să plec? Așa se face la Crăciun. Ce să facem, mă, la Crăciun? Să păi dacă faci de unul singur? Porcul. Păi dacă nu mă ajut... De ce nu mai lași pe mine să vorbesc și eu cu omul ăla, să văd și eu nu, câți bani dai? Nu, tu trebuie să negociezi. Nu, n-ai negociat? Păi de ce? Păi ăsta e porc de 6 milioane jumate, atâția bani? N-ai negociat la omul ăla cu 10 milioane? Păi 10 milioane, dar ăla avea 100 și ceva de kilograme. Și bolnavă, să-i cu analize la zi, cu tot. E cu analize? L-ai întrebat tu pe omul ăla? Ce mi-aduci mie? Trichiniloza aia? Nu, ai făcut ambiție.
Înseamnă că ai pus banii deoparte și m-ai mințit. Uite, băi, ți-am luat porc? Păi l-ai luat pe datorie, măi, băiatule. Pe datorie avem porc. Și atâtea milioane, de când ai tu atâția bani? Ce, 6,5 milioane? E prea bun, du-te tu la târg să vezi cât e. Hai să te vedem dacă ești în stare să-l ce faci. Cum să-l fac? Îl facem? Să-l faci, să te văd. Acum hai hotărâți-vă, pentru că totuși aveți porcul aici, nu puteți să-l lăsați așa. V-ați dorit porc, Geta, ai vrut porc. Păi am vrut, dar nu în condițiile astea. Atâția bani pentru ce? Pentru... Hai să te văd cum te descurci. Ce să mă vezi, tot eu singur, nu? Da, da, singur, singur să te descurci. Pregătesc pentru copii, dar vei după pentru tine... Azi că-l fac eu singur. A venit băiatul la o țuică, nu i-a scos. Să bea și el o țuică. Uite, îmi trebuie apă caldă la butelie, cine să-mi aduc? N-are nimic, las că fac păi eu. Păi bine, n-ai zis tu că-l faci tu singur? Păi îl fac, că n-am încotro, ce să fac cu tine? Vezi că uite-l arzi. Păi du-te, văd aici cu arzi. Vezi adică că-l arzi și arzi șoriciu. Păi, du-te și lasă-mă, dragul. Hai, hai, să te văd ce faci. Mă vezi? Da, da. Întoarce-te în partea aia, mai mult. Hai să te văd. O grămadă bani, 6,5 milioane pentru... Păi, du-te, fă, de aici, te-am adus fac porc, nici acum nu ești mulțumită. Păi, tu n-ai fost toată viața, tău, deci acum... Bă, du-te, barem... Cine, mă, eu sau tu n-ai fost bun de nimic? Hai, nu pot să-l pârlesc aici, bate vântul acum. Vântul este împotriva lui Daniel astăzi și îi stinge constant flacăra arzătorului, un motiv bun pentru reproșurile Getei. Păi tu nu vezi că tu nu ești în stare să-l ia și pune ceva acolo să faci adăpost? Ce să pui? Păi nu stai, de ce stai păi așa? Du-te și pune încă un palet acolo și de fă ce adăpost. Stai pe așa? Du-te și ia dușul tu că vezi că mă chinui. Hai, că tot eu fac, vezi? Păi nu vezi și tu cum ai pus acolo? Păi acolo bate vântul, de unde păi mai pune și în partea cealaltă. Ia că dreacu de aici păi că am pus. Păi ce-ar fi să vă împărțiți voi frumos sarcinile, fiecare? Asta cu pârlitul e treabă de bărbat, nu? Păi da, și stă lângă mine și mă cicăle în loc să facă treabă. Ca să aștepți să vină... Ba da, am! Păi, și atunci, ce mai stai aici? Gata, am înțeles. Ea trebuie să mă ajute să-mi încălzească apă pentru spălat, să-mi toarne apă, să-mi aducă lădițe, să pun carnea. Unde? Ce bun în oala păi, aia? Hai, păi nu meriți, ai zis că faci de unul singur. Că trebuie să le faci. Hai, ia și fă acolo, așa. Cum a plecat Geta, Daniel decide să ia o pauză și să se cinstească cu un pahar de vin. La mulți ani să mâncăm porcul sănătos. Sărbători fericite dată. Ce faci, măi, băiatule, te-ai apucat de băutură? Ce vrei? Păi uite-te și tu ce faci, arzi gazul de pomană aici. Care fă gaz? Gaz, păi tu nu vezi, măi, lăsa porcul. Păi nu trebuie fă să cinstești și eu omul ăsta, vecinul, că m-a ajutat și pe mine. Păi de ce, mă, păi după aia, mă, pune-mă mâna și fă treabă, mă. Da, n-are nimic, că e gazul meu cumpărat de mine. E gazul tău? Da. Păi uite, mă, arzi aici, păi, dai foc aici și ce faci? Dacă dai aici când vine de ce poti. Păi nici acum ești mulțumită, fă? Ce să fiu să uite vecinul ăsta la noi, fă proastă ce ești. Păi tu nu vezi că ei nu ești în tu trebuia să-i nimic? Scoți acolo o sticlă de vin, să-i fierbi o suică, păi așa e de Crăciun. Păi uite-te și tu l-ai lăsat acolo și faci... Ce faci? Fuge! Azi că-l facem noi, vorbă. De ce să nu bem? Nu păi noi ne luăm după femei? Păi, vezi mă, femeia? Nu te pui dracu să te însori, ascult ce spun eu. Păi bine mă, tu l-ai adus pe omul ăsta să te ajute, vezi că nu ești în stare să faci nimic. Păi i-ai adus ca să ai... Tovarăș de băutură. Ce, singur nu beau? E, singur. Ia, dar dracu mă, că mă duc și beau. Ia, băi, băiatule, pune mâna și fă-l-ai tu. Vino, băi, vecine, coace. Lasă paharul. Du-te, băi, la treburile tale de femeie. Mă duc la treburile mele de femeie, dar lasă paharul. Pregătește că trebuie să-l tăiem, să facem da, da, cârnă, eu să am facem... pregătit, eu știu ce am de făcut. Du-te că-ți dau cu paharul ăsta în cap. Hai, pune mâna și... Daniel nu intenționează să continue cu pârlitul porcului. Paharul este mai interesant. Facem, lăsă-mă că-l facem noi. Băi, băiatule, pune mâna, mă, și fă porcul, mă. Păi, i-a revenit pe capul meu. Păi bine, mă, ai luat porcul să-l faci și acum ce faci? Stai 5 ore. Păi, 5 ore. Du-te, fă, de aici. Du-te, mă, și fă. Du-te, că-ți dau cu el în cap. Pune mâna și fă porcul ăla. Păi, eu toate ori nu sunt bună. Păi, unde tu nu vezi că nu ești în stare să-l faci? Stai aici până de seară, te-a pus noaptea. Nu sunt, era mama lui aia de pahar. Eu nu sunt în stare, ți l-am adus aici, l-am tăiat. Păi, pune mâna și fă-l-ai, mă. Păi nu pot încă să dai, dacă beau și eu. Păi bine, dacă stai jos și bei, așa faci treabă? Păi beau cu vecinul că mă ajută. Te ajută? Pune mâna și fă porcul și pe urmă. Cu cine să beau? După ce-l termin, bei și cu vecinul. Aoleo, nu sunt în stare, păi eu ce fac aici? Dar fără ajutor, păi tot ce să fac? Păi lasă sticla aia și fă porcul, lasă păi până încălzește apă, beau și eu un pahar de vin. Păi ți-aduc dragă, păi ți-aduc dacă... Păi așa zi de la început, nu acum, mi-aduc dragă, ți-aduc dragă. Într-un final, Daniel se apucă de porc împreună cu vecinul, care trebuie să-i asculte considerațiile filozofice despre statutul de om însurat. Hai să-l facem așa, până aduce apa. Bă, mai stai, bă, frate, nu te însura. Dă-le dreacul de femei, bă, astea-s panara mea, bă. Mai ții minte când ți-ai însurat cocoșul cântă în casă? Unde, bă, la nu mine? Nu mai crezi. La mine cântă găina, bă, la de la tine cântă găină. Rău ai făcut. Rău am făcut.
Am vine mie, draci, stai să termin porcul ăla cu bătaia, dracu, ce-i dă. Da, apuci să termin porcul tu. Nu termin porcul? Tu, apuci tu să termin porcul ăla? Hai, mă, de aici, ce-a să mă barem drea cum faci. Aia nu, aia nu. De-aia am fost de părere că femeia când o iei, o bați mai întâi și pe urmă vorbești cu ea. Ce, bă, femeia s-o iei? S-o iei de gât, bă. Mai bine stătea Andrei cu singur decât cu panarame de-astea. Geta vine cu apa caldă cerută, dar o aduce fie prea devreme, fie prea târziu. Uite, măi, dragă, ți-am adus apă, că ai zis că nu sunt bună de nimic. Hai. Ia, uite, ce apă mi-ai adus tu mie? Păi haide și pune mâna, că te-a prins noaptea. Păi pungul zăpârlește întâi. Păi tu nu vezi, mă, că s-a făcut întuneric, stai acum. Trebuia să-mi aduci când ți-am zis eu. Lasă-mă să-mi termin treaba, că eu sunt cu vecinul la pârlit. Când ți-am cerut apă, nu mi-ai adus. Da? Nu vii cu apa peste mine. Păi vezi, vecinul acum zici că el e gospodar. Trebuie vecine, păi nouă apă ne trebuie sau tu cum zici? Întâi să terminăm de prânit. Păi n-a zis el că e gospodar vecina, și face treabă. Vecina, țin-o la cal, să terminăm de prânit. Are păi, dreptate. Nu trebuie să-l prânim? Băi, băiatule, haide mă să facem treaba aici. Aolo, ce-ai fa, băi, eu l-o asta, băi, băi. Haide mă, pune că ce e făcut, pune, cine-i pune cocoș? Apă. Păi ce zău gând, mă, când ca prostul pe gard? Măi, băiatule, mă, pune-mă. Du-te dreptul de aici. Lasă-mă, măi, în pace, măi, băiatule. Pleacă de aici. Pleacă de aici. Măi. Cum? Cum nu sunt în stare? Cum nu sunt în stare? Nu ești în stare de nimic. Cu ce nu sunt în stare de nimic? Păi tu nu vezi, măi, băiatule, lasă-mă, dracu, să-mi fac treaba mea, că vreau unul de te arunc peste gardul ăla. Ce s-a întâmplat? Păi eu trebuie să fac porcul, de-aia am spus, adu apă. Nu mi-a adus când a trebuit. Adu mai aia, nu mi-a adus, nu mă. Și acum vine, cred că a făcut la mișto. Vine pe ăla, da? Păi le-a adus pe ăla să te înveți, mă, nu să faci treaba, mă. Băi, mă, să-mi fac purgul pe ăla, copii. Ce să faci, mă, tu vezi că te-a prins noaptea, tu nu vezi? Băi, nu vezi că te-a prins noaptea? Hai, nu, când ea s-a găzut capul. Da, ne calmați. Calmați-vă, gata. Cum să mă calmez, doamnă? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu e bun de nimic. Ce să mai? Eu am văzut că face porc. Eu nu sunt bun de nimic. Păi da, dar tu ai sărit cu gura pe el. Păi a pierdut timp. Tu te duci și faci porcul și tu vii să stai de vorbă cu mine. Hai, gata. Să stai de vorbă? Da. Băi, dau un acum că nu vedem mai vorbi. Daniel nu înțelege pasiunea femeilor pentru vorbă. De fapt, el nu înțelege femeia, dar își dă cu părerea despre ea. Bă, nu mai pot, m-am zis, m-am luat cu transpirație, bă, nu. Eu ți-am zis. Nu mai pot, băi. Ți-am zis de la bun început. Aolo, ce prost sunt eu. Asta, bă, că îi arăt ei, că nu e așa cum zice ea. Întotdeauna, de când se știe pe lumea asta, cocoșa cântăm în casă. Păi la mine cântă cocoș? Nu-i bine, la tine cântă găină. A, da. Dacă nu pui două, și trei cântă pe bine. Ea... Asta-i că-i tai eu ciocul, două, două dreacu de găină. Bă, îi tai ciocul, mă, două dreacu, mă. Ai grijă, că are pene și zboară. Nici de... Păi și așa cred că zboară, obligat, spun eu că zboară. Ia dar bă, dreacu, își dă butelia, mai bem dreacu o gură de aici. Băi, ha, mai bem o gură de aici. Dă-l încolo de porc. Hai bă, jos. Uite ce lângă el. Așteaptă și tu. Aici. Să trăiești, ia. Ia uite-l. Hai lângă el așa. Ia uite-l, frate. Așa, bă, asta e vicinimă. Păi își dă nostru, mă, mâncățări. Gata, cum mai nostru, proaspăt. Sărbători fericite. Să trăiască familia. Băi, eu mulțumesc că m-ai ajutat. Ea nu știe să apreciezi. Stai jos, că eu aprind. Întotdeauna te voi ajuta. Da, mă, păi, bă, între vecini așa trăiesc, bă. Da, suntem vecini. Păi nu vecinul cu vecina. Cu altul niciodată nu faci, cu altul străin, da, dar cu femeia niciodată nu se înțelege, zic. Între timp, în casă, consilierul de urgență încearcă să afle care sunt cauzele încrâncenării Getei. Ce am auzit eu și ce am văzut acum, tot timpul stai cu gura pe el, nimic nu-ți convine. Orice ar face, nimic. Nimic nu-i bine. Doamnă scumpă, am tăcut atâția ani de zile, dar nu mai pot. Nu mai pot. Vorbește foarte urât. Am văzut cum vorbește. Și tu crezi că neconvenindu-ți nimic, cicălindu-l tot timpul, este o modalitate de a, de a face să fie mai bine în relația voastră? Eu zic că ar trebui să țină cont și de ceea ce spun. Și eu. Niciunui bărbat nu-i convine să fie tot timpul tocat și comentat și așa nu se face, dar aia nu-i bine, aia nu-i bine, aia nu-i bine. Pentru că cumva dai în el. Deci dai valoarea lui de om, adică e nu-s bun de nimic. Dar dacă îi spui un om permanent, aia nu-i bine. Așa, într-un respectiv, omul ăla ce zice, eu nu mai am nicio valoare. Eu nu știu să fac nimic bine. Păi dar niciodată n-a dus un lucru la bun sfârșit. Eu am auzit de la tine că el vrea să se despartă de tine, că el vrea să vă separați, să divorțați. Da. Și tu nu vrei. Eu nu vreau, pentru că eu încă îl mai iubesc așa cum este. Și copii, e vorba și de copii. Dacă vrei să îmbunătățești ceva într-o relație, nu-i cazul să aștepți să se schimbe celălalt. Învață să schimbi ceva. Învață să schimbi tu ceva. Să-i oferi
un alt tip de relație față de ce ați avut până acum. Geta primește cu oarecare neîncredere sfaturile consilierului de urgență. Tot timpul am tăcut, el a vorbit și niciodată nu m-a ascultat. Și, într-adevăr, mi-am dat seama că poate această tactică nu e reușită. O să încerc să mă schimb, chiar dacă el nu merită, pentru că o facem pentru de dragul copiilor și eu încă mai iubesc așa cum m-a mai spus-o.